Acoperișul unui bloc din Târgu Jiu a ars ca o torță după ce un incendiu a izbucnit chiar în miezul nopții de sâmbătă spre duminică. Ce este foarte important că nu era o mansardă cu locuințe, deci pagubele nu s-au răsfrâns asupra unor locatari sau unor locuințe, ci doar asupra acoperișului. Consecințe pot să fie ca urmare a infiltrării de apă. Deci, așa cum v-am zis, incendiul este localizat. La fața locului am deplasat forțele și mijloacele de la Târgu Jiu, Bumbejiu și Motru. Oamenii au ieșit într-un suflet din apartamente, încercând să se ferească de flăcările uriașe care mistuiau totul deasupra lor. Mă trezic cu copii în casă, că ardem ca șobolani. Și ați fugit toți? Păi normal că a fugit toți. Acolo sunt oameni? Da, da, normal că ne speriem. Că am copil de 2 ani și de 5 ani, ceva, plec cu copiii noaptea la 1, mă sperii că ard. Murim doar de vii. A ieșit toată lumea sau păi a da, în bloc? Se presupune că au ieșit toți. Eram în casă, am coborât și am văzut focul sus. Nu mai e... Se mișcau așa ca niște melci pompierii. Exact. Veniră cu o mașină, n-aveau presiune. Au cerut să plecați din apartament? Cum a fost? Păi cum să ne ceară, că eram noi pe jos toți, plecaserăm noi. Flăcările au fost văzute și din blocurile vecine, iar curiozitatea locatarilor a fost mare. Zeci de oameni au venit în miezul nopții să vadă ce se întâmplă. Văzut de la mine, de la bloc, flăcările și îmi dori încoace că-s curios să văd despre ce-i treaba, da? Păi normal la flăcările care sunt, dar săracii locatarii de aceea. Toată munca lor de o viață întreagă s-a ales să iasă papa sâmbătă. Ard oamenii nevinovați în casă. Asta dacă era blocul cu 10 etaje, pompierul stropea tot de jos. A? Tot de jos. Frumos. Cauza incendiului va fi stabilită în zilele următoare de o comisie de anchetă constituită la nivelul ISU.